Domnule profesor, vă rog să veniți lângă mine și dumneavoastră să vă închipuiți că este pe ecran. Da? Pentru că aveam fotografia domniei sale, poftiți, îndrăzniți, știu că aveți emoții, dar ce să fac? Deocamdată o să aibă doamna Matie. Deci, închipuiți-vă că este sus pe ecran și acum, cu voia dumneavoastră, o să ne scuzați că ne întoarcem cu spatele, da? Și vom citi. Omul care nu știe, dar nu știe că nu știe, este periculos. Să te ferești de el. Omul care nu știe, dar știe că nu știe, este neputincios. Ajută-l să știe. Omul care știe, dar nu știe că știe, este adormit. Trezește-l. Omul care știe și știe că știe, este poetul, medicul, profesorul, omul, Vasile Burlui. Urmați-l! Domnule, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult. Secretarul noastră științifică, vă rog să poftiți și să treceți la pupitru. Da, aveți emoții? Am emoții foarte mari. Da. E un moment de absolut deosebit. Deci e chiliara noastră. V-aș ruga să citiți cu intonație. Dacă nu reușiți, faceți crede. Da. Vă rog să... Iau loc în bancă. Luați loc pe care aveți. Stimate domnule președinte, stimate domnule profesor Vasile Burlui, stimați membri ai filialei Iași Academiei Oamenilor de Știință, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să vă prezint laudatio pentru profesor universitar dr. Vasile Burlui, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, vicepreședinte al filialei Iași. Aș vrea să fac o mențiune. Laudatio a fost conceput, gândit și structurat de domnul profesor Gheorghe Mustață, secretarul științific al filialei noastre, care, din păcate, astăzi nu a putut fi împreună cu noi, dar vă transmite toată stima și considerația, în primul rând, domnului profesor Burlui și celorlalți prezenți aici, în această sală. Omul este statuia care se sculptează singură, fiind rezultatul muncii sale și al iubirii semenilor. Frumusețea și durabilitatea acesteia depind însă de materialul uman nativ, rezultat în urma nesfârșitelor combinații genetice canalizate pe direcția vigorosului ram al arborelui genealogic, care a deschis calea neamului său către înălțimile spirituale ale omenirii, de pământul fertil pe care sămânța viitoarei ființe a căzut, a germinat și a crescut și de munca și iubirea sa și a semenilor săi. Pornind de la tainele pildei semănătorului, prezentate de Iisus iudeilor și ucenicilor săi, trebuie să înțelegem că sămânța cea bună a familiei Burlui a căzut pe un pământ bun, fertil și că a germinat și a crescut cu vigoare o ființă care a produs multe roade. Făclia sau aura ființei apărute a fost cu ușurință descoperită de părinți și de neamuri și, așa cum se spune în pildă, nimeni, aprizând făclia, nu o ascunde sub vas sau nu o pune sub pat, ci o așează în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Și, crescând și văzând roadele îmbelșugate produse de acest lăstar al neamului lor, sucevenii l-au înconjurat cu dragoste și l-au slăvit, făcându-l cetățean de onoare al comunei lor. Și tot așa s-au bucurat și l-au cinstit și cei din Târgu Bujor, unde omul de știință și marele intelectual Vasile Burlui și-a deschis calea către lumină și spiritualitate. Specialist de înaltă ținută academică, grație structurii sale intelectuale de tip enciclopedic și a excelenței în cercetarea științifică și didactică universitară medicală,
Domnia sa, un adevărat formator de școală stomatologică, și-a pus aprenta asupra organizării și desfășurării învățământului stomatologic academic, atât în cadrul ctitoriei sale, Universitatea Apolonia, cât și în celorlalte facultăți de specialitate din România. Profesorul Vasile Burlui a reușit să introducă și să onoreze o serie de discipline medicale precum gnatologie, implantologie, reabilitarea orală complexă, gerodontostomatologie, estetică dentosomatică facială, ergonomie și altele. Excelența în profesiune și talentul managerial i-au permis să reorganizeze învățământul academic stomatologic după criterii moderne practicate în lumea occidentală. În acest sens, menționăm că a contribuit la fundamentarea și separarea cu succes a paradontologiei de odontologie și a ortodonției de pedontologie și a reușit să asigure dezvoltarea autonomă a celor două direcții caracteristice, chirurgiei stomatologice, chirurgia maxilofacială și chirurgia orală. Modernizarea planului de învățământ din domeniul stomatologiei nu a fost ținută sub obroc și aplicată doar învățământului academic eșean, ci a devenit un model pentru multe dintre facultățile de stomatologie din țară și din străinătate. Toate aceste realizări remarcabile au fost posibile atât prin funcțiile de conducere din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași, cât și a Universității Apolonia, pe care a ctitorit-o în structura sa fizică și funcțională. După cum ne prezintă într-un excelent material domnii Constantin Marinescu și Ion Holban, Universitatea Apolonia din Iași este una dintre cele mai dinamice universități europene. Universitatea Apolonia este reprezentată de președintele instituției, profesor dr. Vasile Burlui, care a primit titlul de Best Regional University, licența fiind valabilă până în decembrie 2018, cu toate drepturile protejate în UK de legislația respectivă. Succesul Universității Apolonia a fost asigurat atât prin structura modernă a acesteia, cât și prin baza materială corespunzătoare unei universități europene, atât în ceea ce privește stomatologia, cât și în domeniul Facultății de Științe ale Comunicării. Platforma de pregătire practică a studenților dispune de laboratoare moderne de specialitate, de postul de radio și televiziune, de reviste științifice de specialitate, atât pentru cadre didactice, cât și pentru studenți. Un capitol aparte s-ar putea realiza și prin prezentarea celor două institute academice, Institutul de Cercetare Academician Ion Hăulică și Institutul de Lingvistică, la care sunt antrenați atât cadrele didactice, cât și studenții. Prin structura intelectuală de tip enciclopedic, domnia sa a reușit să efectueze cercetări în multiple domenii ale stomatologiei ca știință medicală, cele menționate deja anterior. Toată experiența profesională acumulată timp de o viață și harul didactic au fost puse la dispoziția discipolilor săi și a tuturor specialiștilor din domeniul stomatologiei prin cele peste 500 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate de mare prestigiu, reviste ISI, indexate PubMed, lucrări publicate în reviste sau volume reprezentative, de asemenea 29 de manuale universitare și monografii de specialitate care acoperă toate domeniile în care a efectuat cercetări științifice și menționăm doar câteva dintre manuale și tratatele publicate. Gnatologie clinică, protetică dentară, ergonomie stomatologică, semiologie stomatologică, psihopatie și literatură, medicină și umanism, etc. Printre valoroasele lucrări publicate ca unic autor și în colaborare cu alți specialiști, se numără unele care au primit premii și distinții din țară și străinătate. Excelența în cercetare științifică, harul didactic și talentul de invidiat în ceea ce privește managementul și multiple funcții academice pe care le-au onorat, i-au dat ocazia domnului profesor să pună bazele unei puternice școli de stomatologie capabilă să-i valorifice și să-i dezvolte toate realizările și prioritățile științifice naționale și internaționale lansate în domeniul de specialitate dezvoltat anterior. Între prioritățile internaționale putem menționa câteva. Propunerea și fundamentarea unei noi clasificări a relațiilor fundamentale craniomandibulare. Stabilirea parametrilor relațiilor craniomandibulare fundamentale. Conturarea și definirea unei noi entități nosologice. Rescrierea pentru prima dată a caracteristicilor electromiografice în sindromul disfuncțional al sistemului stomatologic
Gnant. Introducerea unui nou concept privind integrarea biologică a implantelor și altor materiale tot atât de importante. Școala domniei sale cuprinde peste 70 de discipoli, astăzi doctori în științe medicale și specialiști de mare ținută academică. Dacă profesorul și medicul Vasile Burlui a publicat eseuri despre psihoterapie și literatură și despre medicină și umanism, deschizând un larg spectru al preocupărilor sale intelectuale, trebuie să menționăm că intelectualul Vasile Burlui ne introduce cu un talent desăvârșit în universul trăirilor poetice. Abia aici descoperi valoarea educației sale enciclopedice. Asemenea celebrului sculptor Cellini, profesorul Vasile Burlui sculptează, dăltuiește durerea, realizând capodopere ale trăirilor umane afective. Prin plachetele sale, 15 la număr, poetul te poartă în timp și în spațiu, în cultura și istoria umanității și îți deschide porțile către cele mai profunde trăiri afective, iubire, agonie și extaz, durere și stoicism, te poartă în spațiu sideral și îți oferă cu dărnicie muzica sferelor, muzica genelor, muzica durerii, în șoapte, pianissimo, cu ecouri melancolice sau dătătoare de bucurie și speranță. Filemon și Baucis 2011, Concert melancolic 2011, De anima 2012, Pianissimo 2012, Înger răstignit și altele reprezintă bijuteriile poetice ale bardului care și-a pierdut jumătate înainte de vreme, jumătatea care i-a dat sens vieții și l-a introdus în lumea înălțătoare a muzicii și spiritului. Nu întâmplător, poetul Vasile Burlui a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, asemenea lui Vasile Voiculescu și Ion Barbu, Vasile Burlui, lăsând urme adânci în cultura neamului nostru. Ca un intelectual de înaltă ținută științifică și academică, domnul profesor a desfășurat și desfășoară o impresionantă activitate editorială în calitate de director al editurii Apolonia și ca membru în colegiul de redacție al unor prestigioase reviste științifice. Revista de stomatologie București, Revista actualității stomatologice București, Revista medico-chirurgicală a Societății de Medici și Naturaliști din Iași, Revista culturală Convergențe spirituale Iași-Chișinău. Pentru excelența în activitatea de cercetare științifică și didactică, domnul profesor dr. Vasile Burlui a fost ales ca membru titular sau de onoare în peste 20 de academii din țară și din străinătate, dintre care putem menționa Academia Națională de Chirurgie Dentară din Franța, Royal College of Surgeons of England, Academia Europeană de Implantologie și Biomateriale și altele. De asemenea, a fost onorat cu numeroase distincții către unele prestigioase instituții academice din țară și străinătate, din Franța, Anglia, Grecia, Israel, Elveția, Malta. Profesorul universitar Vasile Burlui este și un om al cetății, un savant și un intelectual care se implică în problemele sociale și în educarea generațiilor tinere, fiind un militant consecvent pentru promovarea și afirmarea ideilor și a idealurilor și privind unitatea națională. Fondator și animator al Fundației Oamenii Cetății, cu activități în domeniul civic, cultural și social și președinte de onoare al Ligii Culturale Române, Departamentul Moldova, domnia sa se dovedește a fi un exponent de seamă al neamului nostru. Devenind membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România, domnia sa s-a integrat perfect în colectivul filiale Iași, participând la toate acțiunile organizate și având calități manageriale de excepție. Avansarea ca membru titular al OSR și alegerea sa ca vicepreședinte al filiale Iași nu au fost întâmplătoare, ci o dovadă a aprecierii unanime la nivel local și național. În acest moment și în acest cadru aniversar, îl asigurăm pe domnul profesor dr. Vasile Burlui că ne onorează prin prezența domniei sale în cadrul colectivului nostru și îi dorim multă sănătate, viață îndelungată, mult succes în tot ce întreprinde și aprecierile cuvenite semenilor. Cu aleasă prețuire semnează membrii filialei Iași Academiei Oamenilor de Știință din România, Iași 23 iunie 2017. Mulțumim, doamne profesor universitar, Maria Gabrilescu, pentru excelentul
Laudatio, la care evident a contribuit profesorul Mustaț. Ne pare rău că are probleme de sănătate, dar ne-a promis că își revine. Și m-a rugat să-i transmit profesorul Burlui să facă un bis, să mai susțin o dată ca să fie și domnia sa de față. Acum, domnule profesor, ca să vă tăiem o leacă din emoții, doamna profesoară vă va amâna Laudatio cu semnăturile tuturor membrilor Academiei noastre, da? După care... Poți să un buchet de flori întâi? Domnul profesor, de acum m-am mers, chiar întorc capul, că mă faceți gelos, da. Excelența voastră, domnule președinte, onorabili membri ai acestei distinse academii, stimați prieteni, colegi și invitați la această manifestare pe care nu am provocat-o eu. A provocat-o domnul președinte al filialei Iași, domnul profesor Stanciu, fapt pentru care îi mulțumesc, iar mulțumirile mele se adresează inclusiv faptului că a organizat cu multă pricepere, cu multă răbdare și multă înțelepciune această filială a Academiei Oamenilor de Științe. Și trebuie să mai spunem un adevăr, este unul din artizanii instituției acesteia la nivel național, alături de domnul profesor Solcanu, profesorul Cândea și alți câțiva corifei, au reușit să impună această academie la nivel instituțional, pe plan național. Și trebuie să-mi arăt condescendența și recunoștința pentru aceste fapte deosebite, aceste realizări extraordinare. În ce privește prezența mea aici, vreau să-i mulțumesc profesorului Mustață pentru întocmirea acestui laudatio, doamnei profesor Gavrilescu, pentru că nu puteam să-mi doresc o voce mai elegantă și mai dulce care să facă o asemenea prezentare, dar trebuie să recunosc că am fost foarte atent la ce a prezentat și mi s-a părut că este vorba de un personaj ipotetic. Vă mulțumesc totuși că mă încurajați, doamna profesoară, și că mi-atrageți atenția că mai am încă multe de făcut. Am luat în serios invitația dumneavoastră. În ce privește subiectul temei de astăzi, intelectual, intelectualitate, intelectualism, vreau să fac câteva mărturisiri la început. Din momentul în care m-am hotărât asupra domeniului, mi-am propus să evit frontierele trandafirii ale subiectului și să abordez câteva aspecte mai delicate. De mai mult timp mă preocupă problema intelectualilor, intelectualității, ca origine, rostul lor în societate, relațiile interne ale grupului, etc. Și nu a fost greu de observat că aici se concentrează de regulă mințile cele mai strălucite ale tuturor timpurilor, că progresul umanității se sprijină pe realizările acestei elite. În același timp este de observat în ultimele decenii un viraj neașteptat al interesului dezvoltat în sfera socială, în sensul apărării justiției, al democrației, al libertăților, al combaterii autoritarismului, către o diminuare și chiar o ignorare a acestui atașament social al intelectualilor. Și nu este vorba numai de România post-decembristă. Este un viraj care se înregistrează la nivel mondial. Și poate o să rețineți câteva din observațiile noastre. Pe de altă parte, grupul se prezintă ca o structură neomogenă,
bântuite de interese, de conjuncturi, generând conflicte foarte puternice, cu accente primitive, independente de nivelul de instrucție al oponenților. Să urmărim împreună câteva elemente privind nașterea, evoluția acestui grup, pe care din motive lesne de ghicit l-am numit tribul intelectualilor, atât cât este posibil în acest spațiu restrâns, cu sublinierea că unii și alții au încercat în opuri de mii de pagini să caute clarificări pe care nu le-au aflat. Nici noi nu avem ambiții mai mari. Dacă este să privim puțin în spate și să urmărim originile termenului, constatăm că termenul de intelectual este legat de Clemenceau, binecunoscut politician francez din secolul XIX, care l-a generat, de fapt, a generat termenul. De fapt, Clemenceau l-a preluat de la filozofii antici, dându-i doar sensul pe care îl cunoaștem astăzi. Au mai intervenit pe parcurs o sumă de intelectuali care au modificat, au completat sensul acestui termen. Dicționarele sugerează că termenul vine din limba latină sub forma de intellectus, când de fapt îl găsim la Aristotel sub forma fonic asemănătoare, entelechia. Dar mai cu seamă îl găsim nuanțat la acesta sub formele sale vegetativă, senzorială, activă, pasivă, definind principiul vieții, rațiunea și conștiința. Termenul a fost promovat și comentat în limba latină de către filozoful arab Averroes, dar și de creștinii care l-au preluat în latină, cu mult respect pentru Aristotel, despre care însăși Averroes spune este cel mai de seamă exemplar al umanității. Iar alții au adăugat că nici o epocă nu va putea să pună alături un bărbat care să-l egaleze. Suntem de acord cu Stephen Hawking, după care termenul este european 100%, dar cu următoarea precizare. Originea sa este antică greco-latină, iar sensul aparține secolilor 17, 18, 19. Atunci s-a creat sensul pe care îl cunoaștem astăzi pentru expresia intelectuală. În noul dicționar al limbii române, în DEX, în alte dicționare, este prezentată o familie, o mică familie de cuvinte care au născut de la intellectus. Nu le vom prezenta pe toate, doar în ce privește intelectul. Intelect vine de la intelectul latinește, care înseamnă minte, facultate de a gândi, de a cunoaște, caracteristică ființei umane. Intelectual este substantivul desemnând o persoană cu studii superioare, lucrând în domeniul învățământului, științei, tehnicii, culturii. În alte texte însă găsim idei care reconturează de-a lungul secolului 19-20 sensul cuvântului intelectual a fost reconturat de mai multe ori, încât există în momentul de față oarece neclaritate în domeniu, neclaritate care nu se poate limpezi într-o asemenea întrunire. În textele consultate am găsit diverse sensuri. Astfel, intelectual este numit cel care, după impactul gândirii raționale în profesie, deci dacă are o gândire rațională în profesie, poate fi intelectual. După modul de percepere rațională a lumii sau după modul de relaționare rațională în profesie. Toate aceste, de fapt, sunt definiții incomplete, dar asigurând intelectualului o răspândire aproape ubicuitară în societatea contemporană. De altfel, în cartea sa Intelectualii, Paul Johnson evită să dea o definiție și într-un op de aproape 1000 de pagini nu face altceva decât să descrie viețile unor intelectuali, fără evitând definiții, concluzii și altele, tocmai pentru că este un domeniu foarte complex și foarte delicat de tranșat
o anumită linie. Încă două expresii, intelectualitate, o categorie socială care desfășoară muncă intelectuală, formând o mulțime, o colectivitate de intelectuali, și intelectualism, o orientare intelectuală caracteristică grupului. Cum am putea argumenta interesul pentru această temă? În primul rând, intelectualii au avut și au rol hotărător în progresul și evoluția omenirii. Apoi, evoluția ființei umane este naturală, către libertate socială, politică, culturală, etnică, religioasă. De fapt, Jean-Paul Sartre și spune, omul s-a născut pentru ca să fie liber. El spune altfel, mai frumos, este condamnat să fie liber. Și atunci, libertatea și lupta pentru libertate face parte din crezul intelectualilor. S-au produs în lume salturi considerabile în știință, în viața socială, în evoluție. Toate au la bază gândirea intelectuală. Pe de altă parte, societatea românească, o societate bolnavă, spunem noi și o spunem cu toții, aflată în derută, caută permanent repere, modele. Pe de altă parte, media românească clamează absența intelectualilor, dar atunci când îi descoperă, îi denigrează individual sau în grup. Mai există un subiect aici, creșterea numerică exponențială a intelectualilor în perioada contemporană. Dar de ce trib al intelectualilor? Am oscilat ca metaforă între castă și trib, între a idealiza sau a fi realist. Am optat însă pentru ultimul termen. Metafora pleacă de la ideea că în sociologia contemporană diferitele grupuri sociale par a se fi topit în magma așa numitor clase sau pături sociale, când de fapt ele nu fac altceva decât să se fi diferențiat și individualizat tot mai mult, evidențiind analistului trăsăturile tribale ale grupului. Deși din vechile timpuri intelectuale au avut puternică înrăurire în evoluția socială, economică, culturală, ei nu au deținut puterea pe care, de fapt, au și ignorat-o. Dedicându-se cunoașterii fizice și spirituale a lumii în general și societății umane în special. Fără a forma de la început o clasă distinctă, oamenii cărții au realizat o structură difuză infiltrată în profunzimea păturilor sau stărilor sociale, dar fără a se identifica decât accidental cu acestea. Unii dintre ei au făcut chiar parte din aceste pături sociale. Spinoza era negustor, Socrate pietrar, Gauguin contabil. Modalitatea lor rațională de a interveni în istorie, deschiderea și ilustrarea unor domenii, cum ar fi filozofia, știința, artele, au scos în factor comun o categorie făcând parte dintr-un grup închegat, dominat de legături și reguli interne, care posedă ierarhii interioare, mijloacele sale proprii de recunoaștere a valorilor, modalități critice de regenerare spirituală, capacitate proprie de proliferare, sistem propriu de comunicare, mai întâi prin transmitere orală, vezi școala maiotică, apoi prin galaxia Gutenberg, galaxia binară, jurnale, cărți, televiziune, radio. Ce altceva este un trip, dacă nu un grup de ființe umane, înrudit prin preocupări, având propriul limbaj, promovând valori proprii, având ritualuri inițiatice proprii, ca și cel de astăzi, apărându-și membrii, dar în același timp găzduind acțiuni de marginalizare a celor nedoriți, promovând lupta de idei până la linșaj și asasinat spiritual, dar în același timp cultivând tabuuri proprii, dintre care exemplificăm doar câteva. Tabuul non-violenței fizice, tabuul non-violenței verbale, al neimplicării familiei în conflicte, al însușirii pe nedrept a muncii altora, plagiatul, tabuul argumentării prin logică rațională, tabuul argumentării prin experiment și încă altele care nu se respectă. Așadar, iată tribul intelectualilor. Perspectiva creșterii numărului de intelectuali este evidentă,
și se pare că vine ca un tsunami. Procesul Bolonia a impus statelor europene măsuri de masificare a învățământului superior. S-a trecut ușor peste acest cuvânt strecurat în text. Masificarea învățământului superior înseamnă învățământ superior de masă. Ce n-au reușit în 50 de ani, facem acum. Deci, învățământ, o expresie simplă, masificarea învățământului superior, fără a fi însușită ca și consecințe, și de la baza exploziei de tineri care asaltează universitățile, fără a avea totdeauna condiții optime de studiu. În 2025-2030, în Europa, intelectualii vor reprezenta un procent de 27%, conform procesului Bolonia. Este o consecință a procesului Bolonia. În timp ce în România procentul va fi abia de 11%. Targetul european în 2050 este de 42% intelectuali, iar al României de 27%. Vom fi la jumătate din Europa din acest punct de vedere. Un jurnalist european spunea, e plină lumea de intelectuali, și așa este. Creangă este cel care a observat lucrul acesta mai de demult și zice, cine o să ne mai tragă ciubotele cu atâția oameni cu carte? În perspectiva câtorva decenii, aparținătorii tribului vor crește considerabil din punct de vedere numeric. Sunt ei pregătiți pentru această creștere? Ce îndeamnă pe tineri să-și dorească apartenența la grup? Interese sociale care îi stimulează, iar pe de altă parte beneficiile individuale. De cele mai multe ori este vorba de beneficii individuale. Unii doresc să-și confirme poziția în societate, diploma oferă un plus de onorabilitate, mai multă încredere în sine, diploma confirmă apartenența la trib, ceea ce este foarte important pentru tineri. Creează venituri mai ușor de obținut raportat la munca fizică, și nu vreau să le mai prezint și pe altele, interesant este că patronul tribului din acest punct de vedere, cel care determină și creșterile și celelalte, este statul. Statul. Acest ultim argument poate fi motivul pentru care tribul și-a pierdut o bună parte din reacțiile sale spontane, care îl opuneau în timp real nedreptății, inechității și injustiției. Dăruiți uneori cu daruri bogate la curțile imperiale ca un semn al prețurii produsului lor social gândirea, de cele mai multe ori unii au sfârșit în mizerie, în timp ce alții au trăit așa toată viața. Și astăzi se confirmă uneori mitul dezinteresului material al intelectualului trăitor în lumea lui, dar trebuie să recunoaștem, această trăsătură este din ce în ce mai rară și mai desuietă. Pentru a dezvolta activitatea creativă, societatea a înființat stimulente, cum ar fi Prix Goncourt, Pulitzer, Herder, Premiul Nobel și altele numeroase și numai puțin importante. Îi promovează în societăți profesionale elitiste, în care acreditarea ca membru este mai importantă decât stimulul material. Societatea de consum a transformat producția intelectuală în marfă, iar entuziasmul romantic în interes imediat, unde nu mai domnește sacrificiu pentru o idee sau pentru eliberarea celor oprimați de sub inechități și injustiție. Așa se face că după decembrie 89, nici în România nu se mai înregistrează atitudini în plan social. Nici măcar literatura, muzica, pictura nu mai are idealuri sociale și naționale. Pentru că am devenit niște consumatori, niște clienți ai statului. Ne plătește statul bine și stăm liniștiți, iar suferințele celorlalți trec pe lângă noi. Fiecare se străduiește să-și însușească cât mai multe părți sociale pe care să le consume liniștit pe o plajă exotică sau într-o mare capitală a lumii occidentale. Dar occidentalii, ce fac occidentalii în această perioadă? Ei au atins, ca de regulă, culmea înfructării din produsul social, așa cum se vede din cele de mai jos.
Am analizat un lot de 30 de intelectuali contemporani încercând să aflu și încărcătura conturilor lor. Rezultatele sunt pe ecran. Miliarde de dolari, miliarde de euro pentru un biolog cercetător, pentru, fără îndoială, personagii care au adus beneficii în cercetarea lor. Au avut rezultate de excepție. Dar iată cum sunt plătiți în momentul de față unii intelectuali. Unii. În modul, acolo sunt și câțiva pictori. Este și un român. A.G. acela este un român, a cărui tablou s-a vândut cu, cât scrie acolo, milioane de euro, foarte de curând. În modul acesta, societatea a anexat capacitățile intelectuale ale tribului, anihilând latura de angajare socială caracteristică prin definiție lumii intelectuale. Această reducere a prezenței intelectuale în viața socială a cetății a fost interpretată în chip foarte grav de unii sociologi care au prezis moartea intelectualilor. Iar modificarea mecanismelor care dinamizau tribul orientate într-o altă direcție, sigur, nu uciderea lor fizică, dar moartea lor ca și entitate sociologică, dând impresia unui naufragiu moral al intelectualismului, al acelui intelectualism angajat în sprijinul celor oprimați împotriva autocratismului și abuzurilor. Încercăm să identificăm grupul. Intelectualii s-au identificat prima dată ca grup, mult mai târziu, după apariția dezorganizată mai întâi a preocupărilor intelectuale. Tribul a fost recunoscut, iar membrii săi au fost numiți ca atare abia în anul 1898, în anumite împrejurări care crescuseră la maximum tensiunea socială în Franța secolului XIX. În fapt, este vorba de ceea ce s-a numit afacerea Dreyfus. În 1894, capitanul Dreyfus, evreu de origine, este acuzat de spionaj în favoarea unei puteri străine, judecat fără probe și condamnat la închisoare pe viață, fiind închis în penitenciarul de mare siguranță din insula diavolului Guyana. Parafat închis, acolo a rămas. Leon Blum, viitor scriitor, politician, a fost președinte al Franței, prim-ministru de mai multe ori, împreună cu un grup de prieteni întocmesc o petiție, cunoscând cazul. O petiție către Tribunalul de Război, în care denunță condamnarea nedreaptă, fără probe, condamnatul având alibiuri neluate în seamă de judecători. Petiția este semnată de grupuri de scriitori jurnaliști din Paris, deputat din toată Franța. Se creează în câțiva ani un curent de opinie din ce în ce mai amplu, cuprinzând și alte pături sociale nemulțumite de nedreptățile din justiție, de inechitățile sociale în general. Trebuie să recunoaștem că presa a fost principalul mijloc care a stat în spatele acestei afirmări a intelectualității în perioada respectivă. Ideea reluării procesului analizei corecte a dosarului atrage tot mai mult mințile luminate ale vremii. Emile Zola scrie faimosul articol J'accuse, apoi broșura L'affaire Dreyfus, La Vérité en Marche. Pentru acest articol însă Zola este chemat în judecată, fapt care îl determină să se autoexileze în Anglia. Ziarele apar în ediții speciale, susținând cauza condamnatului pe nedrept. Și acum, o mică paranteză, nu întâmplător apar în sfârșit probe împotriva adevăratului vinovat, care nu este altul decât tânărul conte Esterházy. Poate vă este cunoscut numele. E strămoșul celui care e vecin cu noi. În mod dubios, în aprilie 1898, locotenentul Henry se sinucide tăindu-și carotida cu o lamă, dezonorat de faptul că una din probele din dosarul care se dăduse să-l susțină, împotriva lui Dreyfus, se dovedise a fi falsificată. Tribunalul recunoaște eroarea, iar capitanul Alfred Dreyfus este eliberat, achitat, dar în același timp și Esterházy este eliberat.
Georges Clemenceau, un politic francez care găduise o parte din dezbatere în ziarul Aurore, declară în paginile cotidianului că acest succes răsunător împotriva abuzurilor justiției a fost posibil datorită acestor intelectuali. Ghilimelele sunt pentru acea perioadă. Este cuvântul încetățenit, expresia pe care o folosim astăzi, care s-au unit, reușind să învingă inerția sistemului. Dar înainte de afacerea Dreyfus a existat intelectualitate, a existat fără îndoială, ea nu a fost denumită ca atare. A existat intelectualitate de atitudine. Ajunge să ne întoarcem puțin la Socrates, care nu avea nici ziare, nici alte sisteme de comunicare, comunicarea era directă, în Agora se mai păstrează, în Atena, în piața numită Agora, se mai păstrează și astăzi pietroiul pe care el se ridica și comunica direct cu oamenii și ce făcea? Combătea. Furtul, abuzul, comportamentul urât față de sclavi, înșelăciunea și toate celelalte. Aceasta era atitudinea unui intelectual în perioada respectivă. Nu vom rămâne prea mult în această perioadă, deși ea a creat școli de orară, subtilitatea gândirii filozofice, Pitagora la Crotona, Academia lui Platon, Liceum lui Aristotel. Un alt exemplu poate fi Seneca, care era el însuși un model comportamental și care a fost ucis, cum se știe, de Nero, pentru că el creia un contrast prea puternic între trăsăturile lui Nero și trăsăturile filozofice. Linia religioasă a marilor învățători care au influențat substanțial mersul omenirii, includ contribuția cristică, dar și pe aceea lui Buddha, Confucius, Mohamed, care trebuie cel puțin amintite. Am trecut cu grație peste școli de evoluție în care în lăcașuri binecunoscute s-a construit filă cu filă doctrine, s-au construit filă cu filă doctrinele filozofice și religioase fundamentale pentru evoluția spirituală a omenirii. Dar nu vom putea trece fără a aminti că în paralel, intelectual dedicat științei au făcut descoperiri epocale, refuzate de oficialii timpului, iar citarea sacrificiului lui Giordano Bruno este necesară, dar insuficientă. Așa erau tratați intelectualii veritabili care se abăteau de la doctrina vremii. Sacrificiul și activitatea lor în surdinele intelectualității au produs o diminuare cu timpul a autorității clericale care se dovea suverană. Renașterea a adus omul în atenție, dar după renaștere, în secolul XVIII-XVIII, se produc schimbări semnificative în ce privește diminuarea credibilității unei papalități corupte și a unui cler afectat în aceeași măsură. Intelectualii în perioada aceasta, acolo, s-au masat în zona clericală. În această perioadă apar gânditori de talia lui Voltaire care au zdruncinat puternic impactul social al bisericii și slujitorilor săi. În același timp, pana ironică a lui Voltaire n-a iertat nici osatura unei societăți preocupată de înavuțire, abuz, oprimare. Gândirea volteriană a produs mutații profunde și o schimbare de atitudine critică în Franța și în restul Europei. Pentru toate acestea, Voltaire avea să fie bătut cu ciomegile, închis în închisoare, eliberat și iarăși închis. Cel care avea să o lovească cel mai puternic mentalitățile sociale din secolul său a fost Jean-Jacques Rousseau. A fost caracterizat ca un nebun genial, total nonconformist, ducând o viață dezordonată, închis, eliberat, iarăși închis, datornic, 5 copii nerecunoscuți, trimiși în orfelinat și așa mai departe. Se spune că ideile sale nonconformiste au stat la baza ideologiei Revoluției franceze, că au influențat și încă influențează spiritul de frondă, antisistem, dorința de libertate și egalitate a francezilor. Dar să ne întoarcem după 98. Ce s-a mai întâmplat oare după Clemenceau încoace? Iată, apare cartea lui Michel Vinoc, o lucrare tot așa voluminoasă, Le siècle des intellectuels, care de-a lungul a 700 de pagini se referă la peste 1500 de personaje din sfera intelectuală, active,
în acest secol. Autorul găsește de cuvință să împartă perioada în trei etape în raport de personalitățile care au dominat viața intelectuală. Secolul intelectualilor descris de Vinocă este secolul 20, secolul împărțit de noi istoricește de regulă prin cele două războaie mondiale. Ei bine, Vinoc împarte acest secol în raport de Annie Barré, un scriitor imediat după 1862-1923, Annie Gide, Annie Sartre, și nu vreau să influențez, să merg mai mult pe niște detalii, pentru că istoria e lungă. Să abordăm un alt subiect, conflictul intelectualilor cu societatea. În toate timpurile, conflictele intelectualilor cu societatea au fost susținute sau au fost generate de conflicte între intelectuali. Atmosfera din interiorul tribului a fost întotdeauna tensionată între grupuscule sau persoane care s-au întrecut în orgolii și intoleranță. În toate epocile istorice au existat încercări de anihilare a spiritelor libere prin varii metode, mergând de la interzicerea propagării ideilor avansate până la condamnare publică prin procese nedrepte sau condamnare ad hoc prin lapidare. Lapidarea lui Pitagora este un astfel de exemplu, și care s-a datorat, fără îndoială, a fost unul din cei mai de seamă filozofi, așa cum se cunoaște ai perioadei sale, și a lăsat chiar și consecințe. Însăși Zamolxes se spune că s-ar fi inspirat din filozofia lui Pitagora. A fost ucis de ce? Nu a primit în școala sa un potentat al vremii care nu avea un comportament adecvat. Era un om al abuzului, un om al desfrâiului și nu l-a primit. Nu l-a primit o dată de două ori, a plătit niște cetățeni ai orașului, l-au bătut cu pietre, l-au ucis pe marele Pitagora. Conflict între intelectual și societate. Dar dacă mergem mai departe la Socrate, Socrate a murit din aceleași motive. În Agora, el a căpătat foarte multe antipatii pentru că nu ierta pe nimeni nici cei care greșeau. I-au găsit un motiv că nu a respectat zeii și l-au condamnat la moarte. O să vedem mai târziu cam în ce fel au decurs judecățile. Pe un alt portativ, condamnarea lui Iisus, acuzat pentru noua învățătură pe care o propovăduia, intră în aceeași categorie de contact al societății cu intelectualii. Exemplele sunt numeroase. Cred că avem datoria măcar să amintim prigoana nazistă care preceda cel de-al doilea război mondial, care pe lângă crimele abominabile împotriva unor intelectuali a adus în prim plan și odiosul Diton: atunci când aud vorbindu-se de cultură, îmi vine să trag cu revolverul. Să nu uităm că și în România istoria acelor ani este pătată de crimele legionare împotriva unor intelectuali de elită, cum a fost cazul lui Iorga, Petre Andrei și alții. Mai aproape de experiența românească însă se află atitudinea comuniștilor față de intelectuali. Lenin a tranșat de la început problema prin dictonul binecunoscut: cine nu e cu noi este împotriva noastră, excluzând în modul acesta orice confruntare de idei. În ce privește lipsa de prețuire a intelectualilor, același personaj scrie: intelectualitatea este șovăielnică. Aceste idei nefaste au stat la baza organizării de către Stalin a gulagurilor. Lenin este cel care a fundamentat intelectual, printr-o eroare intelectuală, a fundamentat crimele pe care avea să le execute Stalin. Însă și cazul Dreyfus, despre care am făcut vorbire mai anterior, nu a generat numai angajare de partea dreptății. Intelectualii uniți în jurul unei cauze nobile au avut de înfruntat prigoana din partea autorităților administrative și juridice, la care s-au adăugat o parte din colegi din presa vremii, jurnaliști, care în numele naționalismului, necesar de altfel, epocii, i-au acuzat de trădare de țară. Mulți dintre cei care au luat apărarea capitanului au fost târâți în procese, iar o parte a presii i-a făcut eroi ai unor pamflete murdare. Ultimele decenii
a adus lumii experiența nefericită a terorismului, manifestare în cadrul căreia un loc important îl reprezintă intelectualii, clerici sau nu, care participă direct în lăcașele de cult sau în afara acestora la îndoctrinarea tinerilor și transformarea lor în criminali notorii. Presa vremurilor noastre a identificat astfel un nou tip de activitate intelectuală și anume terorismul intelectual, care stă la baza ideologică a ceea ce ceilalți săvârșesc pe câmpul de luptă. Perioada postdecembristă a produs în România, pe lângă unele resetări necesare, o deslănțuire fără limită a unor reglări de conturi folosind mijloace media moderne. S-a consacrat în felul acesta limbajul mediatic, care nu are nimic în comun cu polemica literară elegantă din perioada interbelică, depășind chiar scala stabilită de pamfletele acestei perioade. Bineînțeles că fără contribuția unor membri ai tribului, aceste încercări de asasinat intelectual nu ar putea avea loc. Este suficient să amintim linșajul mediatic la care a fost supusă Zoe Dumitrescu Bușulenga și nu a fost singurul caz, chiar de către unii elevi ai săi. Aș putea să citesc, dar evit, cred că îi știți dumneavoastră cu toții. Chiar poetul Neamule a avut de înfruntat detractorii săi. El spunea mai de demult, dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colp de cronici. Ei bine, nici strămoșii nu sunt lăsați. Și atunci apare un membru al tribului care ne spune că Eminescu este un schelet din debaraua Neamului și că George Călinescu este depășit, că Iorga era un superficial și așa mai departe. Tipuri de intelectual, dacă mai rezistați. La o analiză chiar superficială, structura grupului nu mai apare tot atât de omogenă ca în perioadele incipiente, când gânditorul împodobea curtea unui senior care îi asigura protecția. Definiția intelectualului, nuanțată atât de bine de Jean-Paul Sartre, cerea îndeplinirea a două condiții. Să aibă preocupări intelectuale, domeniul activității sale să se dezvolte în zona rațiunii, iar pe de altă parte, să fie reactiv la evenimentele sociale. Iar Jean-Paul Sartre a trăit din plin această gândire pe care a încercat să o introducă în epoca sa. El însuși a fost alături de manifestanți, dar a făcut și alte eforturi în favoarea intelectualismului. Angajarea socială presupune mijloace de acțiune non-violentă, nici măcar politică. De altfel, Romain Rolland postulează chiar ideea că intelectualul angajat în politică este ca o reclamă aurită pe o pubelă. Rupți de realitățile înconjurătoare, trăind în lumea lor, mulți dintre marii savanți cu fundații în raționamente teoretice au devenit subiect al unele întâmplări mai mult sau mai puțin veridice. Arhimede iese din baie tout à fait nu, strigând Evrica, Newton aruncă ceasul în apa care fierbe, ține oul în mână, așteptând cu răbdare ca acesta să fiarbă. Sunt acestea exemple ale izolării intelectualului care nu găsește în societatea, în mediul în care trăiește, nu găsește confirmarea așteptărilor sale. E povestea albastrosului lui Baudelaire și a altor asemenea exemple, Luceafărului Eminescu și altele. Societatea de capitalistă a scos la iveală și un alt tip de intelectual, și anume intelectualul proletar, aglomerând punctele de trecere ale frontierilor alături de muncitorii în construcții, căpșunarii, etc., căutând o inserție socială potrivită. Ei înșiși, victime ale unei societăți indiferente, nu se mai gândesc la angajare socială, ci la ziua de mâine. O adevărată mare de creiere inteligente într-o veritabilă hemoragie, est, vest sau sud, nord, a invadat țările occidentale, de care acestea au profitat din plin. Intelectualul pe care l-am numit intelectual de nișă este de regulă tipul comun, care absolvă o universitate și apoi se dedică cu onestitate unei profesii pentru care a optat mai mult sau mai puțin în cunoștință de cauză.
El este produsul tipic al procesului Bologna, care are drept target masificarea declarată ca intenția învățământului superior, cu 42% absolvenți în următoarele decenii. În felul acesta, tribul și-a asigurat supremația socială. Și poate că nu este rău că se întâmplă așa. Poate nu știm să gestionăm această situație în care intelectualii vor fi predominanți. În aceleași decenii fericite, 25% din absolvenți, la 100 din absolvenți, vor depăși condiția comună prin accesul la un program de master, aproximativ 10% din cei 42. Accesul la o formă de instrucție superioară prin școala doctorală este prevăzut pentru 25% din absolvenții de master, adică un sfert din cei 10%, deci 2,5% din populația Europei. Unde se va afla populația instruită a României în raport cu populația Europei? România și-a propus un target care ne va conduce la niște cifre de cel mult 50% din targetul european, ceea ce va însemna o populație cu 50% mai puțin instruită. Nu punem încă în discuție și problema calității. O altă categorie de intelectuali este intelectualul pe care l-am numit consumist și care reprezintă încă o specie contemporană pe cale de expandare. El este expresia globalizării, are mereu bagajele făcute și biletul de avion în buzunar, merge acolo unde este mai bine plătit, într-un fel de perpetuum rodeo intelectual, cursă care se termină ubi bene, ubi patria. O clasificare completă a intelectualilor este greu de realizat. Și din acest motiv, aceste clasificări sunt numeroase. În raport de o scală a cunoașterii se pot împărți în nereușiți, intelectual minimal, intelectual standard, intelectual de marcă. Aceștia, din urmă, sunt de regulă grupați în instituții de elită. În această clasificare nu sunt cuprinși și snobii. Și aceasta pentru că ei pot fi întâlniți în fiecare din celelalte clase. Denumirea lor vine de la întâmplarea că la Colegiul Eton din Anglia, Londra, erau primiți numai copii ce proveneau din familii nobile. Cu timpul au apărut ca excepții și copii fără titluri nobiliare, în scriptele școlare fiind notați sine nobilitas, adică fără noblețe. Expresia snob de acolo vine și definește situația în care cineva nu face dovada apartenenței la o categorie nobilă, în cazul nostru, mai cultă și mai instruită decât el. Snobismul se întâlnește nu numai în saloane sau în sălile de concert, ci și în laboratoarele de cercetare și în mediile universitare. O clasificare interesantă a intelectualilor se face și în raport de cunoaștere. Oamenii de știință au o cunoaștere rațională, artiștii și clericii o cunoaștere prin revelație. Sunt modalități diferite de a progresa. Eroarea intelectuală. Câteva cuvinte despre eroarea intelectuală și după aia cred că încheiem. Prin poziția socială pe care o ocupă, intelectualii pot avea o influență hotărătoare asupra mersului societății în ansamblul său. Pot orienta cunoașterea în domeniu prin rezultatele cercetărilor efectuate. Cu atât mai mare este responsabilitatea acestora, când de reușita unui model experimental sau de un model social imaginat, depinde viața, existența unor oameni, fie în grupuri mai mari sau mai mici, sau poate chiar uneori națiuni întregi. Eroarea intelectuală este cu atât mai importantă cu cât ideea greșită capătă mai mulți susținători. Se întâmplă și în științe, dar și în politică și în viața socială. Marx a fost promotorul unei astfel de erori intelectuale care, preluată de Lenin și apoi de Stalin și al liderilor naționali, au adus lumii o experiență nefastă. Interesant este că ideile lor au căpătat susținerea unor adenenți, care chiar dacă au fost sinceri în crezul lor, au amplificat eroarea. Și am numit în felul acesta doar pe câțiva. Louis Aragon, Elsa Triolet, Henri Barbius, o vreme Sartre. Intelectuali străluciți au căzut în cursa partidului nazist în Germania lui Hitler, iar unii au avut chiar un comportament sub orice așteptări, dacă ar fi să amintim doar un singur caz devastator prin comportamentul său. Filozoful german Martin Heidegger, care prin opera sa a influențat profund filozofia europeană, admirator al lui Hitler,
În anul 1933 intră în partidul nazist, devine antisemit neînduplecat și chiar informator al Gestapo-ului. Ce putea fi mai josnic? Marlene Dietrich, mare actriță a perioadei. Lili Marlene a fost interpretat de Marlene Dietrich. Avea roluri în toate filmele, în toate casele de cinematografie europeană. A devenit o admiratoare și o susținătoare a lui Hitler. Herbert von Karajan, interesant, a român de origine, a român, muzician desăvârșit, pronazist notoriu, se înscrie voluntar în SS și ajunge până la gradul de major. Ce servicii va fi făcut un etnic care nu era german? Ce servicii va fi făcut Gestapo-ului care să trebuiască să-l promoveze până la gradul de major? O opțiune pronazistă și pro-legionară fără nicio scuză are în aceeași perioadă și grupul Criterion de la București. Emil Cioran, pe care îl iubim cu toții, unul dintre membrii grupului, își exprimă foarte clar opțiunea. Ceva mai josnic nu am auzit. Cred că sunt puțini oameni în Germania care să aibă o admirație mai mare pentru Hitler decât mine. Era vremea marilor crime de la Dachau și toate celelalte, de la Auschwitz. Inexplicabile aceste opțiuni, exagerate pentru niște intelectuali de elită, capabili să-și tempereze adeziunile politice și incapabili să-și tempereze adeziunile politice și să le orienteze de partea corectă a baricadei. Psihologia acestor atitudini se cere încă cercetată, fie că este vorba de stânga sau de dreapta. Unii eseiști i-au reunit pe toți în grupul intelectualilor toxici, cel puțin pentru o anumită perioadă. Interesant este că niciunul dintre ei nu a retractat și nu a revenit asupra acestor erori, cu excepția lui Jean-Paul Sartre, care și-a dat demisia din Partidul Comunist francez și apoi s-a delimitat de erorile stângii, rămânând un exemplu al militanților pentru libertăți sociale, convins fiind că omul este condamnat să fie liber. Perspectiva consumistă, perspectiva tribului, în perspectivă consumistă, transformarea tot mai evidentă a muncii intelectuale în marfă, modifică adeziunea intelectuală față de idealuri și valori. O modifică în relații de producție, care cuantifică cantitatea și calitatea muncii intelectuale. Alături de promotorii capitalismului globalizator, intelectualii vor fi primii locuitori ai planetei globalizate, rupți de geografia și istoria națională. În consonanță cu consecințele globalizatorii, se vorbește în literatura universală de moartea timpului, moartea istoriei, moartea geografiei, moartea statului. Am putea continua cu moartea familiei, dar iată și moartea tribului de intelectuali. Sau se mai scrie foarte des, intelectualii, agonia unui mit. Nu va dispare intelectualul ca și profesie? Va fi nevoie de ingineri, de doctori, de profesori, dar va dispare probabil latura aceasta socială și apetitul său pentru dreptate și pentru echitate. De ce? Pentru că el este clientul statului sau celui cu bani. În măsura în care organizarea tribală reprezintă o formă empirică de structurare sui generis, ne așteptăm în anii următori la trecerea către o formă superioară de organizare globală a intelectualilor, cu mențiunea că unele forme se fac deja simțite. Este posibil ca în structurile componente să nu facă parte forme de organizare națională, ci doar structuri internaționale de nișă. Iată-ne la sfârșitul unui unui periplu în care am refuzat o prezentare scolastică, fără a avea pretenția epuizării unui subiect atât de vast într-un timp atât de scurt. Am plimbat, doar metaforic vorbind, un spot de lumină asupra unor aspecte pe care le-am considerat semnificative.
fidele aceleiași idei, am considerat hazardant să încheiem eseul nostru cu niște concluzii sentențioase, fapt pe care l-au evitat și alte materiale consultate. Cu ironia, care nu ne va ierta nici pe noi, nici pe alții, în final, să folosim totuși drept încheiere cuvintele fostului președinte al Americii, Eisenhower, care spune: intelectualul este o persoană care folosește cuvinte mai multe decât sunt necesare pentru a spune mai mult decât știe. Sigur, dacă m-ai suportat, întrebări. Mulțumesc tare mult, doamna doctor. Să rămână. Mulțumesc din toată lumea. Cred că singurul cuvânt pe care îl putem spune este: mulțumim, domnule profesor. Ne-a ținut un eseu, nu o lecție, care va deveni o amintire frumoasă pentru filiala noastră. Evident că omul de artă îți spune cuvântul. Deci vă mulțumim, domnule profesor, și în semn de admirație vă dorim această diplomă de excelență din partea conducerii Academiei Oamenilor de Știință. Se conferă diploma de excelență domnului profesor universitar dr. Vasile Burlui cu ocazia prezentării discursului de primire în Academia Oamenilor de Știință din România. Semnează președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, profesor universitar dr. Inginer Adrian Badea. Domnule profesor, să o țineți la loc de ținte, da? O nouă icoană pe care o aveți în biroul dumneavoastră.